Liga Studenților Basarabeni din Galați, LSBG, este o organizație politică, independentă, non-guvernamentală, non-profit, cu caracter cultural și social, ce funcționează pe principiile democrației și a libertății. Scopurile și obiectivele organizației sunt afirmarea și promovarea valorilor spiritualității române tradiționale în rândurilor tinerilor, promovarea drepturilor tinerilor studenți basarabeni și educarea lor în spirit național, democratic și pro-european. Crearea unei relații mai strânse de colaborare între tinerii români, cetățenii ai României sau din afara granițelor. Sprijinirea și stimularea în limita disponibilității tuturor tinerilor, în special a celor cu aptitudini sau materii speciale. Crearea unor strânse legături pe principii democratice între studenți și ceilalți factori ai procesului de învățământ. Stabilirea unor strânse legături de prietenie și de solidaritate între membrii asociației. Stabilirea unor colaborări și legături de diverse asociații și organizații asemănătoare din țară și străinătate, scopul promovării unor interese comune. Marcarea evenimentelor ce reprezintă latura socială, culturală, românească sau universală. Liga Studenților Basarabeni din Galați își realizează scopurile și obiectivele pe următoarele mijloace. Prin sprijinirea și crearea diferitelor activități culturale, sportive și sociale. Desfășurarea de activități editoriale, stabilirea unor strânse legături de solidaritate și prietenie atât între membrii săi, cât și între toți tinerii din țară, dar și străinătate. Salutare tuturor și o sesiune cât mai ușoară vă doresc. Numele meu este Alin Grigore, sunt președintele Forumului Tinerilor din România și mă bucur că, iată, pentru al doilea an consecutiv am ocazia să mă adresez vouă și să vă urez câteva din gândurile mele bune pe care vi le doresc atât vouă cât și tuturor tinerilor din țara noastră. Dacă vă întrebați ce am mai reușit să mai facem noi anul acesta la Forumul Tinerilor din România, deși contextul pandemic ne-a împiedicat să ne ducem la bun sfârșit foarte multe dintre proiecte, ei bine, v-aș spune că la finalul anului trecut, chiar în județul Galați, am reușit să venim, mai exact în Comuna Ivești, acolo unde am organizat un proiect pe partea de incluziune socială cu mai mulți elevi. Și pot spune că a fost un real succes, pentru că ai noștri colegi de acolo ne spun că tinerii și elevii întreabă cu entuziasm când mai veniți să mai facem și alte proiecte, deci sper să ne reîntoarcem cât de curând. Un alt segment important al anului ce tocmai a trecut, acum două săptămâni și ceva, o reprezintă problematica locuirii tinerilor în România în general. Pentru că știm cu toții că peste 40% din tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani locuiesc în continuare cu părinții, iar acesta este o problemă foarte mare din punctul nostru de vedere, mai ales în acest context pandemic, pentru că știm cu toții că am fost nevoiți să ne adaptăm la noile realități, să învățăm de acasă, să muncim de acasă, iar vă dați seama că acolo unde spațiul nu le permite, o să ne fie din ce în ce mai greu să ne facem treaba așa cum ar trebui. Sper să reușim anul acesta să depășim acest moment, acest context pandemic, după cum spuneam puțin mai devreme, și împreună să reușim să facem cât mai multe activități fizice, pentru că mie personal chiar îmi este dor de ședințe, de deplasări prin țară și de multe alte proiecte în care tinerii într-adevăr să contribuie la dezvoltarea societății, iar împreună să creăm acea lume în care cu adevărat toți colegii noștri să își poată atinge întregul lor potențial. Pe noi știți unde ne găsiți, pe forumul-tinerilor.ro, dar și pe rețelele de socializare, așa că sper din tot sufletul să reușim să ne vedem și în format fizic cât mai curând. O zi frumoasă și vă urez din nou mult succes în sesiune! Every generation gets the chance to shape the world. But the challenges faced today are becoming more complex with the pace of economic, social and technological change. The world is defined by the people who live in it. So we believe the solution is to develop responsible, entrepreneurial, and skilled young leaders today who will make a positive impact for our future. Since 1948, we've been providing young people with practical leadership experiences across the world, where they have the freedom to fail and the chance to overcome challenges they face. A space where they can discover what really matters to them and realize their potential for the future. We give young people a chance to see the world. Because if you can see it, then you can start to understand it. And if you understand it, then you can start to change it.
For over 70 years, we've provided more than 1 million young people with life-changing opportunities together with like-minded organizations. But we can't stop now. Because only when we create more of these leadership stories together will we truly see a remarkable impact on the world. History has shown us what just one great leader can do. So imagine what a billion great leaders could do. This is why we do what we do for youth. Thank you.
fără bobocul, dă-mă dreptul frumos. La mărița, la